care îl sărbătorim cu bucurie și cu respect, pentru că îi datorăm mult. Și spiritul Domniei sale a rămas în această frumoasă galerie a oamenilor de seamă. Și cum eu o să mă introduc de mai multe ori spunându-vă câte ceva, vă mulțumesc întâi că ați venit, că simțiți bătăile inimii la fel ca noi, că deocamdată în sală, pe lângă dragii mei colegi, profesori de română de istorie și colegii generației mele, pe lângă fostul primar, elevul nostru, pe lângă domnul Rădulescu, coleg și actual reprezentant al galeriei, pentru că ne-a sprijinit de tot ceea ce am încercat să facem noi astăzi aici. Ce să vă spun? Iată de departe a venit doamna Camelia Botez, doctorița, care a avut atâtea legături frumoase cu Muzeul Irimescu și cu maestru și în același timp cu domnul Dimitriu, cu răposatul domnul Dimitriu. Avem alături de noi, am spus, doamnele, deci pe doamna Doina Cernica, care este atât de cunoscută. La președinta de Camoraru și îngrijitoarea de document și arhivă a domnului Dimitriu, doamna Alice Niculică, ce a lăsat în ultima carte cu vinovăția perpetuă din postumele, din ceea ce a rămas material în arhivele bibliotecii și a Muzeului Bucovinei. Domnul Severin, iarăși cunoscut ca om de liber, deosebit, prietenii maestrului de la Suceava, prietena de la Franța, doamna Camelia, te rog, vină cu noi să te vadă lumea că nu te cunoaște, hai te rog, fă-mi un hatăr. Acțiunea am pregătit-o împreună cu doamna profesor Bulboacă și cu domnul profesor Stricu și cu cooperarea domnului profesor Alexandru Rădălescu, care s-a integrat nespus de bine atmosferei pe care am încercat noi să o creăm. Aș vrea să vă aduc sentimental în față pe doamna Nana Dascălu, cea aici, care m-a onorat ca reprezentanta muzeografilor de altă dată, care a lucrat în toate locurile posibile, inclusiv aici. L-am invitat și pe un prieten al domnului Dimitriu, domnul Niculăiasa, și el scriitor, un om deosebit, care însă își cere scuze, nu a putut veni, că are probleme de sănătate deosebite. Ce să vă spun și pe Adriana Mihailă, care de la elevă, când a fost, până a ieșit și ea la pensie, închipuiți de când am colaborat tot timpul deosebit de serioasă bibliotecară și ne onorează cu prezența de astăzi. Așa, uite și aici, elevă de-a noastră, Maria la, Crețu Țigănescu, care a făcut. Ce să mai zic, că până la acolo, la Gabi, așa, tot de-ai noștri sunt, ai noștri ca brazi, paranteză spunea Spirvare. Ne bucurăm de colaborările dumneavoastră, de prezența
presei și prin Mihaela Buculei, prin ajutorul extraordinar, domnul Rădulescu știe ce băieți buni are la primărie în probleme de acestea ale culturii și artei. Deci, începând cu domnul Buculei, cu domnul Săvescu, cu domnul Marinel, cu Iulian, la toți omagiile noastre și omagiile noastre postului primar, care rămâne pentru noi, primarul nostru, totuși, așa. Dar ce să vă zic, decât salutul meu pentru fiecare din voi, pe fiecare vă îmbrățișez, am trecut la prezență, domnul inginer. Sunteți prezent aici, Otilia și sora ei și toți am făcut apelul, doamna mea dragă, Magda Vultur, colaborator meu de întotdeauna și fostul elev de cândva, Gabi Babana, artistul, domnul profesor Sturzu, cu doamna Iftime și toți ceilalți. Iată, a fost elev de... Când am intrat în învățământ, Chiverdicu ăla era elev în clasa 5-a. În Vaganici. Da. Ce să vă spun, nu vreau să vă rețin doamna Vărăreanu, uite și doamna Coca a ajuns și vor mai veni între timp, știți? Dar e o adunare de suflet. Vrem să începem necanonic, așa. Acum 10 ani, când domnul Eugen Dimitru împlinea 90 de ani, aici l-am sărbătorit deosebit de frumos, cu cei care l-au admirat și acum cei care i-au rămas credincioși ca tare. Și o să vă derulăm câteva secvențe din filmul care era foarte lung, de peste o oră. Alex a decupat din... el câteva secvențe, să-i vedeți pe cei care nu mai sunt și pe cei care sunt și astăzi palpită alături de noi. Nu, doamna doctor, așa e. Da, deci vă rugăm să urmăriți. Seniorii. De obicei,
se deplânge faptul că nu sunt mai mulți tineri. Mă bucur că evocarea domnului Eugen Dimitriu de data aceasta s-a transformat și într-o sărbătoare a seniorilor, cu atât mai mult cu cât cred că știu din propria experiență că nimeni de mai mult decât un senior nu înțelege nici nevoile, nici bucuriile acestei vârste admirabile, care spunea cineva, dacă ai confort afectiv, confort material și o pasiune care să-ți facă zile frumoase, bătrânețea n-are decât un singur cusur, că durează prea puțin. Întorcându-mă la domnul Dimitriu, vreau să spun, apropo de această înțelegere a vârstei, că nu pot să nu-mi aduc aminte de o aniversare a maestrului Ion Irimescu, era după plecarea sa dintre noi, când, urmând cuvântul academicianului Constantin Ciopraga, înalt preasfințitul Pimen, Dumnezeu să-l odihnească, a observat cu ochiul vârstei sale, era în vârstă, chiar dacă era mai tânăr decât domnul Ciopraga, lentoarea cu care se ridica și atunci i-a alunecat așa ușor, cu discreție, bastonul său ca să-l ajute. Dar pe lângă anul seniorilor, sărbătoarea seniorilor, ne aflăm cu 1 octombrie și în zodia Balanței, dacă ne uităm la stele. Domnul Eugen Dimitriu, la luna plină. La luna plină. Nu pot să-i spun altfel decât domnul Eugen Dimitriu, distanța dintre noi rămâne în continuare aceeași. Domnul Eugen Dimitriu spunea că nu acordă mare importanță faptului că s-a născut în zodia Balanței, dar că totuși nu poate să nu țină cont că în viața sa s-a confruntat cu multe adversități și că a avut de înfruntat și multe cumpene. Într-adevăr, dacă ne gândim la ruperea, orice rupere de copilărie nu este ușoară, cu atât mai mult cu plecarea din Basarabia natală, dacă ne gândim la întreruperea studenției sale, la detenția politică, dacă ne gândim la anii, cei 13 ani de traducere anuscați așa pentru elanurile sale, ani de care nu-și amintea întotdeauna cu plăcere, deși ele au însemnat pentru cultura sa un important câștig, s-a perfecționat în limbajul științific, 6 limbi străine. De asemenea, și ctitorirea acestei galerii n-a fost ușoară. De pildă, povestea că s-a dus la București, a făcut un drum ca să obțină pe un preț modic, bănuiesc că a fost din propriu buzunar, o scrisoare în care Monica Lovinescu vorbea în termen deosebit de părintele său. Problema este că după ce s-a întors cu prețioasa scrisoare, domnul Eugen Dimitriu a trăit pur și simplu terorizat, pe lângă bucuria de o avea, de teama de a nu fi descoperit că deține un astfel de document. Acum își amintea cineva de faptul că n-a putut fi pus Monica Lovinescu pe unul din aceste panouri, pentru că exigențele, directivele vremii o interziceau. Dar dacă ne gândim la Balanță, deci avem pe un braț al ei numeroasele necazuri cu care s-a confruntat, plus tristețea aceea
pe care i-o dădea sensibilitatea, firea sa cu totul aparte, iar pe celălalt braț ne gândim la cărțile pe care a reușit să le publice, la statutul de scriitor pe care și l-a dorit și care i-a fost recunoscut cu elogii. Spunea de pildă domnul Dumitru Cucu atunci când ne acorda premiul Fundației Culturale a Bucovinei pentru întreaga activitate, că domnul Eugen Dimitriu nu este numai un cercetător cu har, ci o instituție. Ne bucurăm acum să avem pe panou și instituția Eugen Dimitriu. Cu toată recunoștința pentru... recunoștință și pentru cei care au ținut să fie și pentru cei care au ajutat financiar și... Ajutorul material de la doamna farmacistă Maria Mitocaru, ajutor spiritual de la primărie și de la noi toți. Apropo de ajutorul spiritual al primăriei și de fostul primar pomenit aici, să știți, dragi părticineni, că domnia sa este vicepreședinte al Consiliului Județean, că mai are mandat și că dacă aveți nevoie de ceva, nu-l iertați, că o să vă pară rău. Păi, aceea. Apelăm de așa. Deci, dacă le socotim premiul Uniunii Scriitorilor din filiala de la Iași, deci neîmplinirea pe de-al cealaltă parte a publicării unor manuscrise, primul care a văzut însă viață postum, socotindu-le așa, privindu-le eu din afară, rămân cu simțământul că brațul împlinirilor, brațul satisfacțiilor, brațul bucuriilor a terminat mai greu în viața domnului Eugen Dimitriu și că el contează să se aplece ridicându-i chipul sus pe panou și în amintirea noastră. Vă mulțumesc! De bucuriile pe care le-a meritat și pe care le aportăm noi, cei care suntem prieteni domniei sale, adunându-ne aici cu toți. Și pentru că am zis noi că invitatele de suflet sunt doamnele și domnii de la Suceava, pentru că inima lui Eugen Dimitriu a bătut tic-tac și la Fălticeni și la Suceava. Venea cu câte o ocazie sau câte o cursă, venea din dragoste la Fălticeni și bătea la poartă la noi, intra, stăteam la o cafea și depăna multe, multe amintiri și din lumea în care a fost, lume în care aproape toți cei care suntem aici am trăit, încât să nu vi se pară că facem un favor sucevenilor. Sucevenii au același loc în inima noastră și în inima domnului Dimitriu, de aceea rog doamnele și domnii de la Suceava, așa neconvențional, să stea la un tabla, după care vom intra într-o atmosferă de cântec frumos, datorat copiilor pregătesc de doamna Lenuța Rosu, dar vă rugăm, doamna Alice și doamna Olar și domnul Severin, să ne spuneți câteva lucruri pentru a simți cu atât mai mult împrățirea dintre noi prin această persoană unicat, prin domnul care v-a iubit deopotrivă în ventricolul stâng și drept și pe noi și pe dumneavoastră. Dar da? Să știți că un sugerean, domnul Cârlan, spunea că domnul Dimitriu era bolnav de fălticenită. Deci Suceava a recunoscut prioritatea fălticenilor și o recunoaște în continuare. În materie de cultură și de cinstire a domnului Eugen Dimitriu deopotrivă. Doamna Alice, haideți, spuneți-mă. Așa. Domnul Severin. Da.
prieten al seniorului, da. Amândoi doi seniori. Am, da, dintr-o altă generație. A, nu, eu mă refeream la lumea protocolară și cavalerească. A fost o colaborare, zic eu, care ar trebui urmată între doi scriitori din generații diferite. Am avut bucuria și norocul să fiu prieten timp de peste 30 de ani cu maestrul Eugen Dimitriu. Poate nu știu toată lumea că primele trei cărți fundamentale care au apărut semnate de Eugen Dimitriu le-am îngrijit eu. Pe vorba de Lovinești, în 2001, de Orașul Muzelor, în 2002, cu o prefață de academicianul Constantin Ciopraga, și Cazabani, în 2004. Prima Lovinești și Cazabani, cu o prefață semnată de mine. Aș vrea să citesc doar un scurt fragment din prefața pe care am scris-o la cartea Lovinești, prima sa carte importantă cu care s-a lansat. Vreau să vă spun că după cele trei cărți care au avut un ecou extraordinar, atât în cultura română cât și în cultura franceză, fiindcă, poate nu știți toți, familia Cazavan se trage din Carcassonne, din Franța, o familie cu ramificații, în special în Franța, România și Italia, familie fabuloasă. Eugen Dimitriu a fost ajutat să strângă materiale între 2000-2004 pentru această carte, foarte complexă și captivantă, de o mare regizoare, Sorana Coram Stanca, care făcea parte din familia Cazavan, și de un mare bancher care a și ajutat la finanțarea cărții, fiindcă o să știți că este un tom impresionant, cred că 500 de pagini, nu mai țin minte. E vorba de Radu Grațian Gheța, care era director la Alpha Bank și președintele Asociației Bancherilor din România. Domnul Radu Gheța, prin relațiile pe care le avea la ambasada Franței, a făcut ca Ministerul de Externe, Ministerul francez de Externe și Ambasada Franței să financeze cartea, care a apărut în condiții grafice excelente la monitorul oficial în 2004 și a beneficiat de o lansare cum probabil niciun alt scriitor suțevean n-a avut parte, o lansare la Teatrul Național din București în 2005, în prezența directorului Dinu Săraru, peste 100 de oameni. Maestru Dimitriu a dat foarte multe autografe la oameni importanți, în primul rând din familia Cazaban și apoi oameni de cultură din București. Îmi amintesc că Radu Grațian Gheța ne-a invitat după lansare la Hotel Intercontinental, am mâncat și noi o masă de 5 milioane de lei pe vremea aceea, jumătate din salariu. Deci, și încă ceva. Vreau să vă spun că domnul Eugen Dimitriu, în ultimii ani de viață, și-a dorit foarte mult să prinde 100 de ani. Chiar îmi spunea, mai în glumă, mai în serios, să știi că am vorbit la primăria din Fălticeni să-mi dea o derogare să trăiesc 100 de ani. Îmi pare rău că nu mai este printre noi. A fost un model etic și intelectual pentru mine, un om extraordinar de care mi-aduc aminte cu mare plăcere și o să vedeți din prefața la prima carte pe care am zis-o Lovinești, cum îl vedeam eu pe Eugen Dimitriu. Ultimul gentleman din Florența Nordului. Un autor de o erudiție și o noblețe sufletească aproape ireale, ieșit parcă din ficțiunile lui Jorge Luis Borges, este Eugen Dimitriu din Suceava. Traducător, muzeograf, cercetător și publicist preocupat de istorie culturală și literară, el se încăpățânează de câteva decenii să demonstreze, cu argumente incontestabile, că dulcele târg al fălticenilor a fost la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima parte a veacului al XX-lea o veritabilă Florența a Nordului.
dotat cu o răbdare de călugări benedictini și cu un inefabil impuls interior, Eugen Dimitriu a strâns și identificat în decursul timpului mărturii, documente, scrisori și fotografii de patrimoniu despre circa 500 de personalități ale culturii și științei provenite din zona Forticeni sau care au avut tangență cu acest loc magic al spiritualității românești. Așa a devenit treptat, printr-un straniu fenomen de osmoză, parcă însăși memoria culturală via fălticenilor, reținând momente majore și amănunte uluitoare cu valoare simbolică sau poetică, precum acel fluture viu colorat de pe sicriul lui Horea Lovinescu la slujba de înmormântare. Uneori mă întreb dacă Eugen Dimitriu însuși nu este cumva creația unui genius loci sau omagio spirite de aici și s-au retras puțin la cele veșnice pentru a lăsa să edifice un oraș text cu adevărat emblematic, care să surprindă ad vitam eterna intensa vibrație spirituală și sufletească a Florenței Moldave. Colaborarea mea săptămânală cu acest distins istoric al culturii a devenit un reper și un memento despre intelectualul român format înaintea regimului totalitar. Onoarea, credința, răbdarea, discreția, generozitatea, eleganța, punctualitatea și spiritul de sacrificiu pentru un scop nobil, iată valori pe care le știi plutind în aer de fiecare dată când delicatul cărturar deschide ușa biroului de la monitorul de Suceava. De sub pana acestui gentleman al vieții noastre literare, adeseori perceput ca un Don Quixote al tranziției post-comuniste, a lucrat toată viața, a fost să primească un ban pe toate cărțile astea monumentale. Eu știu mai bine, și era o perioadă în care era foarte sărac. Avea bani, pensie foarte mică și avea cheltuieli, adică avea multe medicamente de luat. Perceput ca un Don Quixote al tranziției post-comuniste, de cele mai multe ori trecut sub tăcere, răsare săptămânal câte un fragment dintr-un imens puzzle cultural, un megalopolis al spiritualității românești, izvorând continuu din târgul celest al Fălticenului. În acest oraș carte, un cartier de elită este cel al lovineștilor, care prinde etc. Acum trebuie să te lovinești, pe alte personalități. Am vrut să vorbesc doar pe Eugen Dimitriu. Mulțumesc mult! Ați fost un prieten adevărat, domnule Dumitru. Și stau și mă gândesc așa, de câte ori a revenit la Fălticeni, rar mai venea la galerie, dar de câteva ori am coborât în postul birou în care lucra el cu răbdare de benedictin cândva că l-am cunoscut eu în tinerețe. Și mi-a spus niște lucruri de taină atunci, pe care nu îndrăznesc să le fac cunoscute nici acum. Dar vroiam să vă spun că îmi permit prin domnul Nicolaesa, pe care l-am invitat și care nu poate să fie prezent astăzi de motive de sănătate, prieten al domnului Dimitriu și prieten al familiei care mai rămăsese de acum, pentru că în fond băiatul Corneliu a murit înainte, domnului Dimitriu rămăsese cu Nora, o fată foarte înțelegătoare și care în momentul în care a murit domnul Dimitriu se întreba înspăimântată, dar dacă iau la Fălticeni să-l îngroape acolo, că în fond, paranteză, dorința lui Eugen Dimitriu ar fi fost, poate, să se reîntoarcă acasă, pentru că este omul care a vibrat în mai multe locuri din copilăria lui basarabeană la etapa fălticeniană și la etapa aceasta suceveană. Iată că sucevenii au avut câștigul de cauză, pentru că poate nici noi nu ne-am străduit suficient și poate pe întotdeauna trebuie să ne facem câte o mea culpa pentru cei ce n-am putut să facem altă dată. Și poate nici nu e prea târziu, pentru că atâtea cazuri celebre de reîncumări da. Și de... E, da. E,
maximus. Și până la visare. Deocamdată, privind aici de pe geam și privindu-l pe domnul profesor Rădulescu alături acolo, mă uit că tare plânge acoperișul acela din clădire care aparține totuși spațiului Lovinescu. Poate mai vedem ce se poate face și cu de aici și de dincolo și din toți, că hai să dăm mâna cu mână, să ceava cu fălticeni. Da, vă aștept, doamnelor, să mi spuneți câte ceva așa frumos. Da. Doamna Olar, președinta Fundației Culturale Leca Moraru și al fondului documentar, cred că... Vă relatez, eu spun, s-au petrecut lucrurile, da? Dacă Eugen Dimitriu n-ar fi trebuit să plece din Călticeni, de la stațiunea experimentală, în anumite condiții, și să ajungă la Suceava, și să activeze în cadrul muzeului regional, să activeze la Casa Sfântului Core Marian, unde a continuat, așa a adus aportul în mod susținut, deci a continuat activitatea de aici și a făcut foarte mult. A avut și prilejul să o cunoască pe Octavia Lucu Moraru, soția cărturarului Leca Moraru, pe care și noi am cunoscut-o, eu împreună cu soțul meu, vicepreședintele Fundației Culturale Leca Moraru, în strada Mărășești, în casa Octaviei Moraru. Se dădeau ore de pian, pica noastră lua ore de pian cu Octavia Moraru, și acolo l-am întâlnit pe Eugen Dimitriu și pe regretatul profesor Petre Proicu, care cercetau corespondența către Leca Moraru. Mii de scrisori. Și care le-au ordonat frumos și le-au îndosariat. Și o parte din acele scrisori care nu puneau probleme de siguranță a dânsului, care este temea de securitate și a Octaviei Moraru, le-a dosit bine niște dosare în care scria corespondență nesemnificativă și o parte din corespondență a fost părită în trei volume, 2003 și 2005, nu, 2005-2006, după ce am înființat Fundația în 2003, Fundația Culturală, am finanțat apariția acestor volume, dar am avut colaborarea cu Biblioteca Iris Viera. Biblioteca Iris Viera cu Alice Niculică și Emil Sator. Au fost lansate și în cadrul bibliotecii, am fost și la amieze cu copii în Iași, a avut un impact puternic asupra celor care au urmărit cele volumele de corespondență. Leca Moraru a corespondat foarte multe personalități ale vremii, deci dacă au fost nevoiți să stea la rândul cu Vâlcea și să nu îi se mai permite să activeze ca profesor universitar nici la București, nici la Iași, atunci el a căutat să țină legătura cu alți oameni prigoniți de problemele războiului și a reușit să se acorde mai mult timp pentru a continua acea monografie Irakis și Ciprian Columbescu, 1300 de pagini. Din acelui manuscris al lui Leca Moraru, Fundația a reușit să tipărească doar volumul 1 și 2, pentru că avem concursul unei îngrijitori de ediție foarte riguros, scrupulos, cam în genul de Leca Moraru, este foarte scrupulos toată acea monografie, prezentarea foarte detaliată și sperăm că anul acesta, în anul Columbescu, să apară și volumul 3. Dar să mă întorc la Eugen Dimitriu. Eugen Dimitriu era în fiecare duminică, stătea cu Petre Proicu și uneori l-a apucat și ora 12 noaptea lucrând și atunci am să povestește ulterior că n-am mai putut să ne țin atât și atunci ne-am credințat acele scrisori și am plecat și odată mi s-a făcut rău și m-am gândit ce se întâmplă dacă eu cad în mijlocul străzii și ce se întâmplă cu acea zestre documentară, ce mă fac. Și atunci l-am rugat pe Petre Proicu să mă însoțească ca să fim asigurați că ajung la destinație și l-a acordat cu multă credibilitate Octavia Moraru, nu prea dădea documente, pentru cei care luau ore de piană trebuia să copiem noi notele, nu dădeau pentru xerox, deci nu pleca din casă nicio partitură. Și după plecarea Octaviei Moraru în 1992, pe 9 aprilie sau deci, dacă nu știam ce să fac cu
zestre documentare lăsate pe Octavian Morar, care le lasă în proprietatea noastră. Și am mers la diferite ori, la muzeu, la Casa Sfântului Florea Maria, întrebând ce aș putea să fac. Aveam o responsabilitate morală mare, deci n-am văzut nors. Ce mă fac, unde le duc, ce fac, unde depozitez. Și atunci, într-una din discuțiile astea, că nu știu, n-am găsit deschisă ușa nici în parte, nici în alta, să mă ofer un spațiu suficient ca să fac un sac interiorul lor, că este mobilierul, recondiționatele, totul ordonat. Nu, atunci Eugen Dimitriu îmi spune, știi ce, ține de dumneata că veți mai bine. Și când mi-a spus asta, atunci am liniștit. Și am înființat acea fundație, dar fundația este înființată la sugestia domnului regretatului Emil Sapo și cu sprijinul din tocmirea actului constitutiv și a statutului. Și în 2003 am început să activăm la reeditări de lucrările lui Leca Moraru sau editări de manuscrise, dar cu o colaborare foarte strânsă cu Biblioteca Invisibilă. Între timp, Eugen Dimitriu s-a prăpădit și Nora dânsului Angelica, pe care caut acum să află în ce sat este adecedat și unde este mormântată, că în momentul după ce au trecut 2 ani de la dispariția lui Eugen Dimitriu, am dat un telefon și i-am spus, veniți până la mine. Veniți și zice, trebuie să părăsesc acest apartament, că sunt vând, nu simt bine, sunt bolnavă, vă rog frumos să luați dumneavoastră toată documentația de aici. Nu vă spun câte matricule dosare și că a ținut foarte mult la dumneavoastră, l-ați ajutat la... Am dat, eu cu soțul meu am plătit câteva... Am contribuit la cele cărți, nu avea sponsor pentru tipările. Am apelat și la doamna farmacist Nitocară pentru Augustin Gestino, Aurel, pardon, Gestino, scuzați, l-am botezat. Și, zice, l-ați ajutat de atâtea ori, chiar și în plagul zilelor lui despre sfârșit, știind că nu are bani pentru un nou volum, am mers și i-am îndonat un plic și, de fapt, atunci a fost dus la paliative și în vreo 3 zile s-a și prăbărit. Am stat și m-am gândit, colaborarea cu biblioteca este pentru mine esențială. Eu sunt de profesie farmacist. Pentru mine este foarte greu. Culeg un material și poate îl pierde pe calculator. Sau nu sunt de profesie ca să mă ocup de astfel de activități. Și atunci am gândit și am vorbit cu domnul director Cărăbuș și mi-a acceptat. A spus că au suficient spațiu și am dirijat, după un an de zile de ședere la noi a acestor documente, le-am dirijat la biblioteca Invisibilă. Am găsit acolo cel de manuscris pe care l-a dosit întâi în apartamentul de băiatului, ei stătea un alt apartament, după ce a murit soția Eugenia, s-au mutat copiii cu el și au stat împreună și au adus manuscrisul. Am găsit acest manuscris, Vinovăție Perpetuă, Alice Niculică l-a cules, doamna Alice Niculică l-a cules într-o viteză uluitoare, l-a cunoscut pe Eugen Dimitriu, a luat ori de germană pe Eugen Dimitriu, a colaborat și înainte. Și atunci am găsit un om care și sufletește, pare să fie legat de Eugen Dimitriu. A apărut cu finanțarea a mea și a soțului meu, am zis, în memoria lui Eugen Dimitriu, când s-au făcut 3 ani de la dispariție, acest volum cu Vinovăție Perpetuă. Și foarte interesant, eu am trecut prin toate acele registre, unele erau, de exemplu, cu format deja imprimat ca să colecteze, altele erau cu fotografii inserate care trebuiau date pentru scanat și așa mai departe, dar s-a ascuns cumva un alt manuscris, al cărui titlu îmi scapă, Țara de dincolo de gratii. Țara de dincolo de gratii și imediat l-am predat doamnei Anies Nicolică. Acum se pregătește pentru tipar, pentru un proiect făcut cu Consiliul Județean, va apărea interesant că ți-a apărut această Vinovăție Perpetuă, care este perioada de după detenție, când Eugen Dimitriu își spune toate temerile lui și toate problemele pe care le-a întâmpinat, dificultățile, că acum să apară un volum în care să vedem de ce era așa de speriat. Poate așa a vrut de acolo, de sus, să dirijăm exact invers. Pentru că documentele astea nu sunt înșeală. Cauză de sal. Pentru mine a fost, pentru noi a fost de mare ajutor pentru fundație, pentru că sunt toate dosariate scrisori aranjate în ordine cronologică și foarte interesant că am descoperit din corespondența cu Leca Moraru, către Leca Moraru lui Ghete Chivileanu, de la Piatra Neamț, din cele 295 de scrisori sunt publicate 60, care nu pun probleme, celelalte sunt foarte. Am colaborare actuală cu fostul director al bibliotecii de la Chirileanu, de la Piatra Neamț,
care va scoate un volum separat cu această corespondență. Părintele Bejenaru de la Șișeruț, care a primit în timpul vieții lui Eugen Dimitriu toată biblioteca, el propunându-i să meargă acolo, pentru că dânsul are un proiect de construire a unei clădiri care să fie un memorial a celor care au fost închiși pe Nedelept și care au suferit asemenea lui Eugen Dimitriu. Biblioteca este donată, deci, dată părintelui de la Dijon, de Genam, care acum colaborează cu mine, care nu era de doctorat în teologie și sunt o sumedenie de scrisori de la Vasile Loichiță, de care facultății de teologie. Câteva sunt publicate, 4-5, dar de fapt sunt vreo 95 de scrisori. Deci foarte multe scrisori, cu foarte multe mărturii, foarte multe pentru mulți cercetători, sunt surse de documentare. Legea Moraru a făcut acest lucru, l-a primit, a reputat această corespondență, Octavia Moraru le-a păstrat. Noi, la rândul nostru, căutăm să facem să fie să apară și să colaborăm cu cercetători și mai tineri. Și sunt, să știți, și oameni de cercetători de tineri, cum sunt și doamna Alice Nicolică sau cam la vârstă și mai mică, care sunt, caută să nu fie dat uitării ceea ce a fost. Într-adevăr, este o valoare pentru posteritate care trebuie popularită, trebuie făcută cunoscută. De unde putem cumpăra? Deci cu ajutorul, sprijinul bibliotecii, cartea a fost trimisă la bibliotecilor din țară, la toate bibliotecile, toate bibliotecile universitare și bibliotecile în județ, nu mai știu, să le spun doamna Nicolică, s-ar părea că o să trebuiască să suplimentăm, cum mai sunt solicite. Am mai luat un exemplar pe care l-am dat tata aici. Cât de repede voi mai suplimenta și atunci vă țin. Cam asta e. Domnul Eugen Dimitriu pentru noi a fost, cum să vă spun, un bun sfătuitor, să știți, m-a interesat că în momentul în care Octavia Moraru a făcut donația în 67 către Muzeul de Istorie, fondul de Camoraru, un număr 6.500 de volume, ceva s-a întâmplat atunci cu un dicționar, dar să nu intru în avorite, pe care Eugen Dimitriu, de ceea ce a dispărut de la Leca Moraru, Eugen Dimitriu a spus să vină, le-a readus la fondul Leca Moraru. La Leca Moraru, de fapt, sunt foarte multe și în cadrul fundației, sunt multe documente care sunt trimise de cei care se simțeau amenințați că ar putea să se piardă și toți mergeau la Leca Moraru. Nu știu cum se întâmplă și la fundație. Avem donatori. În continuare vin că au încredere în ceea ce facem noi. Suntem onești și dăm, așa cum ne-a acordat încredere Octavia Moraru, la fel și Eugen Dimitriu și suntem pentru asta și responsabili morali, dar suntem și mândri. Mulțumim! Bună ziua, bine v-am găsit. Ce bucuros ar fi fost Eugen Dimitriu să vă vadă astăzi pe toți aici și ar fi spus după manifestare, a fost lume subțire. Era vorba lui. Lume subțire, adică oameni de înaltă clasă. Am pregătit, dar n-am să citesc, am să... Când vor apare cele două cărți, pentru că domnul Dimitriu a lăsat trei volume postum pentru a fi publicate. Unul a apărut aici, Vinovăția Perpetuă, al doilea, Țara de Dincolo de Gratii, este vorba de perioada asta de detenție. Vă pregătisem o foaie despre experiența sa din închisoarea de aici, de la Fălticeni, câteva rânduri dramatice. Eu vreau să vă spun că îi mulțumesc Dumnezeu pentru privilegiul de a fi cunoscut pe Eugen Dimitriu, de a fi fost contemporană cu el, de a fi ascultat, de a fi fost în preajma sa în câteva dintre momentele publice importante de la sfârșitul vieții sale, lansări de carte, aniversări rotunde ale vârstei, sau de a fi pășit pragul în sanctuarul micului său apartament. Aici ați văzut niște imagini emoționante de la aniversarea de 90 de ani de la Fălticeni, la Suceava, să știți că a fost la fel aniversat la cel mai înalt nivel. Eugen Dimitriu este un om pe care în timpul vieții l-am cunoscut și prețuit. Avea un respect fără margini pentru cultură, pentru creatorii de frumos. Era un bărbat de o galanterie ce venea din alte vremuri, de o politețe desăvârșită, manifestată pentru toți cei cu care intra.
știam că a suferit mult, că nu mai dorea să-și amintească de anii de groază trăiți prin închisori. Nu știam însă că despre acei ani lăsase însemnări pe care doamna Maria Olar, așa cum a spus și dumnea ei, dacă îmi dați voie, vreau să o numesc pe doamna Maria Olar, zâna cea bună a domnului Eugen Dimitriu. Deci doamna Maria Olar a descoperit acele manuscrise între terfeloagele dumnealui, știți că folosea acest cuvânt cumpitoresc, cărturarul Dimitriu își numea manuscrisele. Doamna Maria Olar a tipăit cu mare drag multe dintre cărțile domnului Dimitriu, cărți de referință pentru viața culturală a Fălticenilor și Bucovinei, și tot domnia sa le-a fost alături cu tot ce a putut lui și nurorii lui, Angela, până la final. Și tocmai de aceea, știind că ajung pe mâini bune, moștenirea culturală a lui Eugen Dimitriu i-a fost încredințată doamnei Maria Olar. Vă mărturisesc, am citit culegând pe calculator Țara de dincolo de gratii, așa cum se numește volumul despre închisorile prin care a trecut, oamenii cu care am părțit amarul, trăirile sale din acei ani. Și pentru că l-ați ascultat recitând pe Eugen Dimitriu, vreau să vă spun că la Aiud învățase, fiind acolo cu Radu Gir, 125 de poezii, toate compuse de Radu Gir, scrise de dânsul închisoare. Și când ieșeau la plimbare aceea, dacă vă uitați, vă uitați în studiul postum al acestui volum, o să vedeți cum era curtea interioară unde se plimbau deținuții la Aiud. Și spune domnul Eugen Dimitriu că erau câțiva preoți catolici. Și aranjau deținuții cu acei preoți catolici să vorbească în păsărească lor latinească, pentru că nu știau gardienii latinească. Ei vorbeau tare în limba latină, perorau, alegeau diferite subiecte, de exemplu, Revoluția la 48. Vorbeau în limba latină, dezbăteau în limba latină. Și în interiorul acestui cerc de preoți catolici, Eugen Dimitriu recita din poeziile lui Radu Gir. Era o plăcere pentru cei din jur să-l asculte. Lui Eugen Dimitriu a fost refuzat dreptul de a fi absolvent al facultății de drept. Era în anul 4, așa cum s-a spus aici, atunci când a fost arestat. A fost arestat, ca să așa o paranteză, de o rudă a soției sale. O rudă care fusese pusă de securistul Iani Flux. Iani Flux, poate știți, a fost ospătar în anii războiului. A ajuns toată șeful securității din Fălticeni. Și acesta dă ordin atunci, în noaptea aceea tragică de 14-15 mai 1948, dă ordin să fie arestați cei din Fălticeni. Și numește pe acel agent, îl trimite să-și aresteze un nepot, un băiat de 19 ani, fiul al unui verișor de al lui. Și el roagă pe șeful lui, vă rog, lăsați-mă, nu pot să mă duc eu să-l arestez. Bine, atunci te duci la Dimitrov. Așa se numea atunci Eugen Dimitriu. Și a cerut scuze peste ani acel agent când s-au întâlnit la București, la cele întâlniri ale fălticenilor care se făceau atunci. Și i-a explicat domnul Dimitriu, nu mai puteam refuza și a doua oară. Momente cumplite pentru dumnealui, pentru epoca în care a trăit dumnealui. Deci dacă lui Eugen Dimitriu a fost refuzat dreptul de a fi absolvent al facultății de drept, a absolvit în schimb filozofia la facultatea de la Târgu Ocna, dar și limbile străine la Academia de la Aiud. Fără să greșesc cu nimic, afirm cu toată responsabilitatea că Eugen Dimitriu era mai cult, mai bine pregătit și mai dedicat decât foarte mulți dintre colegii săi din toate instituțiile în care a lucrat după eliberare. Dar cine să înțeleagă să vadă acest lucru? Era mai simplu să te uiți la acel om slab și timid, extrem de politicos și calculat în gesturi și cuvinte și să-l desconsideri, să-l minimalizezi și chiar să încerci să-l minimizezi. Și despre aceste lucruri vorbește în cartea Vinovăția Perpetuă. Sunt în sală, sau rămași acasă, n-au putut veni astăzi, dar și în cimitire, mulți oameni care l-au respectat pe omul Eugen Dimitriu, care l-au ajutat în diferite etape ale vieții sale și despre care nu scrie cartea Vinovăția Perpetuă. Tuturor acestora, Eugen Dimitriu le-a mulțumit în timpul vieții și pe toți aceștia i-a pomenit, fiți siguri, în rugăciunile sale. Cartea aceasta a scris-o cu alt scop. Aici Eugen Dimitriu și-a strigat tăcerea și frustrările acumulate de-a lungul vieții.
Obligat la tăcere de sistemul politic, cartea aceasta este răbufnirea sa finală. A scăpat de reeducarea de la Pitești la mustață, cum se zice. Epidemia de TBC izbucnită în penitenciar a obligat conducerea acestuia să transfere o parte dintre deținuții bolnavi la închisoarea sanatoriului de la Târgu Ocna. Acolo, propus pentru reeducare, a primit din nou ajutor divin și ca orice om inteligent, atent la semnalele primite, a știut să reacționeze. El l-a izbit cu toată forța, prin surprindere, pe Nuti Pătrășcanu, Nuti, nu Nuti, pentru că era pe scurtare la Pafnutie, acestea la numele lui Brecht. În momentul în care acest Nuti Pătrășcanu încerca să-l culce la pământ, a spart geamurile camerei în care se aflau și a țipat pentru viața sa, țipătul deznădejdii și a revoltei finale. Era totul sau nimic. Și din nou a scăpat de reeducare. A scăpat cu viață și din această închisoare. Din această încercare. Reacția sa din închisoarea de la Târgu Ocna, din data de 1 mai 1951, a fost strigătul Revolta Finală Publică a lui Eugen Dimitriu. Ieșit din închisoare și a suprimat orice reacție care l-ar mai fi putut aduce în atenția autorităților politice ori polițienești. Nu s-a plâns, de fapt, milițienești. Am greșit eu. Nu s-a plâns niciodată. A făcut tot ceea ce i s-a cerut. Nu a acuzat abuzurile la care a fost supus și încălcarea normelor elementare de securitate la locul de muncă, veți vedea în această carte, de exemplu, pentru că el era un fost pușcăriaș. Doar cu liceul absolvit, fără acel carnet roșu de membru de partid, fără certificate de înalte studii, deși, așa cum am mai spus, absolvise facultatea de la Târgu Ocna și Academia de la Iud, care au conferit cunoștințe și abilități pe care absolvenții cu studii superioare la zi, în libertate, nu le aveau. De ce nu a publicat cartea în timpul vieții? Cred că justificarea este simplă. Nu dorea să fie întrebat. Să-i se ceară lămuriri. Cine sunt cei din spatele pseudonimelor sau inițialelor? De ce nu a scris și despre tare? De ce a scris ce a scris? În ultimii săi ani, domnul Dimitriu a prețuit liniștea, mai mult decât orice. Nu mai voia să dea explicații nimănui. De aceea și ceruse prietenului său, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, la aniversarea sucedeană de care amintim a 90 de ani, să nu pomenească nimic despre ani de închisoare. Eu l-am rugat de câteva ori, ultima dată, în casa lui, domnule Dimitriu, scrieți despre ani de închisoare. Scrieți nu pentru acum, nu pentru noi, ci pentru cei care vor veni după noi. Domnul Dimitriu s-a uitat la mine, a tăcut și nu a spus nimic. El avea deja, ca orice cărturar adevărat, ca orice cronicar veritabil, avea deja scris totul pe hârtie, dar ținea pentru sigur. A lăsat posterității decizia de a le publica sau nu. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi în instituția pe care a creat-o de la zero Eugen Dimitriu. Dacă Dumnezeu nu a îngăduit să-și vadă băiatul născându-se, făcând primii pași, rostind primele cuvinte, i-a dăruit în schimb, ca pe o compensație, acest copil minunat, care trăiește și va trăi veșnic, sperăm noi. Galeria oamenilor de seamă din Fălticeni este copilul de suflet al lui Eugen Dimitriu. S-a născut din munca sa febrilă, din pasiunea sa pentru cuvântul scris, pentru actul cultural de valoare, din bucuria de a fi în contact cu toate personalitățile zonei, de a aduna de la aceștia mărturii care să dăime peste viacuri. Galeria este copilul pe care l-a văzut și urmărit în primii săi ani de viață, care i-a adus bucurie, dar pe care, din păcate, a fost nevoit să-l abandoneze, spera el, pe mâini mai bune. Eugen Dimitriu a iubit Suceava și Bucovina. A plâns după Basarabia natală, dar inima lui a rămas la Fălticeni, unde și-a trăit tinerețea și visurile, unde a iubit și s-a căsătorit, unde și-a îngropat mama și bunica. O scurtă perioadă, poate știți, a fost bariton în corul Bisericii Adormirea din Fălticeni, despre care spunea în film domnul Dimitriu. Cor condus de Sorin Gorovei, fostul său profesor de matematică la Nicu Gane și fiul folcloristului Artur Gorovei. Eugen Dimitriu știa capitole întregi din Biblie, știa psalmii lui David pe care îi spunea în genunchi la miezul nopții,
și nu a încetat niciodată să practice rugăciunea inimii, care l-a ajutat întotdeauna, făcând răul să furgă pe lângă el. Eugen Dimitriu trebuie înțeles așa cum a fost el și mai ales trebuie iubit, pentru că a fost un om. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vă anunț între timp că a venit Maica Stavrofor, prietena noastră de la Voroneț. Dumneavoastră, Maica, specia voastră, câteva cuvinte. Vă așteptăm. Așteptăm să vorbim. Poate alunce cu și Maica, stai să ne-am putin. Eu vreau să căruță, îmi am să spun două și eu nu mă întâlnesc că domnul mi-a acest lucru. Dar ce-am răzut și ce-am citit eu după ce le-am văzut. Bună ziua, vreau să fac și o scurtă mărturisire. Ales mi-a luat cuvintele din suflet și din minte. Acelea cum că sunt mândră că l-am cunoscut pe domnul Eugen Dimitriu. L-am cunoscut mai de aproape în ultimii 2 ani de viață din lui, datorită prietenii mele, Madalena Voicu, care este aici. Ea, invitându-mă să merg să o însoțesc acasă la dumneavoastră la apartamentul din Suceava. Nu știu dacă vă puteți imagina cum ar, cei care n-au văzut apartamentul din lui, lipsit cu manuscrise originale, cu scrisori, cu fotografii, deci o lume ireală. Ambianță intelectuală. O, cum se cădenie și o modestie aparte, o memorie fantastică și datorită faptului că nu puteam să scriu tot ceea ce spunea despre Păticeni, l-am înregistrat, am un filmulețele, deci doamnelor de la Galeria Oamenilor de Seamă, voi veni cu un stick să vă ofer acele filmulețe. Domnul Săvescu, la fel, voi veni cu un stick. La ultima noastră întâlnire, noi coboram scările, dumnealui a rămas în pragul ușii, iar Mati poate confirma acest lucru, când ne-am întors privirea, dumnealui făcea semnul crucea asupra noastră. Dumnezeu să lepe, noi să ne bucurăm de ceea ce a lăsat în urmă. Astăzi nu este doar ziua persoanelor în vârstă, deși aici văd doar persoane cu mintea trează și cu sufletul verde, este și ziua internațională a muzicii. De aceea am venit însoțită cu doi tineri de la Clubul Copilor din Făticeni. Primul se numește Alex Livadaru. Este pregătit la acest instrument deosebit vioară de doamna Lidia Zugravă, colega mea. Pentru că este anul Ciprian Porumbescu, Alex Livadaru, un copil foarte bun, care este și olimpic, va încerca să ne aducă în suflete valabile Ciprian Porumbescu. Thank you.
președinta, vicepreședinta de onoare a Societății Scriitorilor Bucovineni. Și dacă dumnealor sau Camelia, franțuzoaica noastră de acolo, vor să spună ceva, ca să facem legătura cu restul celor care vor spune câte ceva, vor avea ceva de spus. Mulțumesc că m-ați acceptat și pe mine cu ziata. Nu știu dați cum am dat la tot premiul. Nu am avut favoarea, bucuria pe care a avut-o Alice, pe care a avut-o Maria Olar. Să ajung nici în casa Domnului, nici la manuscrisele tale. Întâmplător ne-am păzărit la astfel de întâlniri. La plăticin sau în altă parte. Și n-am schimbat multe vorbe. Mă gândeam în timp ce ascultam acest dăruit de cred, că erau sufletele care se aseamănă. Nu am nevoie de prea multe cuvinte. Le vorbesc ca și muzica, ca și icoana, sau parol, fără cuvinte. Am vorbit puțin cu domnul Eugen Dimitriu, dar l-am simțit de la distanță și ne-am simțit că ne prezim, i-am recunoscut valoarea, m-am bucurat de ce a putut citi prima carte scoasă de Maria Olar. Și atunci când s-a lăsat la Suceava, am venit să-și mi-a răspuns două vorbe despre carte. Și spuneam atunci, e o carte amară, amară, ca viața pe care a trăit-o acest om. Și în același timp, dincolo de amar, în cartea aceea se simțea noblețea acelui om. Spuneam și atunci, să vorbiți despre o școală pedagogică, cu profesori care pregăteau elevi să fie învățători, care să crească suflete umane. Și să spui cu delicatețe ceva ce se întâmplă acolo. Și nu era de cinste a profesorilor. Și să nu-i numești. Și să nu-i acuzi. Să-i înțelegi. Că așa erau vremuri. Era neputința unora. Nu toți erau curajos. El a fost curajos. Un vrednic. Sub încățișarea aceea smerită, timidă, se ascundea un munte de om. Cu o minte luminată. Cu un suflet generos. Iubitor de cultură și de frumusețe. De omenie. La Sarabeanu, de dincolo. Se simțea cu sufletul particular, de cine acolo, dar cu sufletul aici aproape de noi. M-am bucurat că l-am cunoscut. M-am bucurat că mă sărbătorim astăzi aici. Și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că vreau să cred și cred că pentru viața care a dus aici pe pământ, pentru chiar cum s-a jertfit pentru adevăr, pentru frumusețe, pentru generozitate, pentru omenie, pentru felul cum s-a rugat și a rostit rugăciunea inimii, rar se cică, nici cei care poate hrănea noastră, cum fac toți când pot, și aceasta este un dar, sunt încredințate pe acolo sus. Dumnezeu unul care l-a iubit aici pe pământ și l-a cercat, dar le-a dăruit și puterea. Noi oameni de rând, nu noi de aici, noi suntem echipate igual. Noi oameni de rând. Când ne vine cu greutate, dată începem. Doamne, de ce eu? De ce nu celălalt? De ce nu? Nu, nu, nu. El n-a spus niciodată așa. El a spus, Doamne, mi-ai dat încercarea. Dăm și puterea. Dăm puterea să o trec, să nu abdic de la ce cred eu că e de valoare, în raport cu oamenii și mai ales să nu cad de la credința și la îndrăznirea lui Dumnezeu. Închei spunându-vă să fim încredințați că pentru toate câte le-a trăit aici pe pământ, Eugen Dimitriu, să te primim în aceea neînserată. Mulțumesc! Și forma artistică a poeziei, știa și poezia, dar atunci nu-și mai aminta numele poetului, Baudelaire, pe care și l-am dar o masă
toată, emoție de toată. Da. Da. A rămas cu noi. Și uitați, așa a vrut Dumnezeu să te iasă noi. Mulțumim tare mult pentru prezență. Și colorate pe, la editura Sigma apărea tabloul lui Giuseppe Arcimboldo, bibliotecarul, omul din cărți. Pentru mine, imaginea lui Eugen Dimitriu aceea este a bibliotecarului lui Arcimboldo. El tot a fost ziua mondială a traducătorilor și a lui, iată, s-a dovedit câte limbi străine știa, a funcționat ca traducător 13 ani din existența lui, și a răspândit lumina, spune măicuța, un portret memorabil i-a făcut în al treia sfințitul Timotei a Ioanei, care spune că acest cărturar, cu care nu am fost binecuvântați, a făcut parte dintr-o elită, dintr-o stirpe dăruită cu vocația dăruirii de sine. Deci vocația aceasta l-a făcut să uite propriul timp și propria existență și să se dăruiască aceste misiuni înălțate la cer. Un asemenea om nu aparține lumii, ci aparține unei elite care a avut parte de niște revelații. Niște revelații nu găduite tuturor. Eu vreau doar două detalii să adaug, pentru că deja avem imaginea acestui cărturar spirit enciclopedic, care s-a hrănit din, iată, rugăciuni, cronici, dicționare și care a legat punți între lumea de aici și lumea europeană, nu doar cea franceză și cea italiană, sunt mărturii în scrisori. În cartea aceasta pe care o am în mână, Evocări, face o mărturisire. Atunci când în 1971 Muzeul Județean l-a trimis aici ca să întemeieze Galeria Oamenilor de Seamă, s-a confruntat cu niște presiuni, cu niște ostilități pe care simțea că nu le poate depăși, dar care fiecare dată a avut parte de oameni providențiali, binefăcători, cum spune rugăciunea. Și la doi dintre aceștia se referă aici în evocarea lui Mihail Iordache, profesorul de la Universitatea din Suceava. Un binefăcător a fost Vasile Robinescu, cel care a venit vara aici, a depus mărturie în fața autorităților că este un om pregătit și un om în care se poate avea încredere. Și cel de-al doilea este profesorul Mihail Iordache, care într-un context al existenței sale a fost numit vicepreședinte al Consiliului Județean de Cultură, inspector general adjunct, cum spune Dimitriu, și în calitatea aceasta a venit aici la Fălticeni și a fost sprijin pentru întemeierea acestui muzeu tezaur. Și un singur detaliu, în momentul în care erau aproape toate încăperile finalizate, sala de la intrare era în mintea lui Mihail Iordache o sală care trebuia dedicată legăturii oamenilor de aici cu lumea, cu nația. Și nu erau documente. Iar el, Dimitriu, care călătorise atât, citise atât, cunoștea toate poveștile, a zis, există la fostul sediu al județului Baia, unde se află acum Muzeul Ion Irimescu, există acolo niște mape cu documente de preț. Titu Maiorescu, Cogălnicianu, Mite Cremniț, Iacob Negruții, Grigore Moisil și alții, dar nu mi le-au dat mie. Și cel care a dat telefonul și a cerut să fie aduse documentele a fost profesorul Mihail Iordache și s-a realizat acest spațiu de intrare. Ce spun cu asta? Profesorul, în urma inaugurării galeriei pe 16 iunie 1972, a fost reprimit la catedră, deci s-a încheiat acea perioadă neagră din existența lui, iar Eugen Dimitriu s-a dedicat aici misiunii sale și misiunea lui a fost aceea de a
restitui istoria unor familii care își uitaseră propriul trecut sau care știau doar părți din ele și în sprijinul acestei idei am aici o scrisoare pe care noi, organizatorii evenimentului, am și plasat-o pe panoul de dreapta. Este scrisoarea Monicăi Lovinescu. Toți suntem anul acesta înviată centenar Monica Lovinescu. Monica a trimis scrisoarea de la Paris când a primit de sub tipar cartea Lovinești, monografia Lovineștilor. Vă citesc doar câteva enunțuri. Nici nu știu cum să vă mulțumesc pentru darul neprețuit pe care mi l-ați făcut. Eram prea nerăbdătoare pentru a vă citi cartea din filă în filă. Mi-ați redat un trecut care nu trăia în mine decât ciuruit de uitări sau neștiință și vă sunt profund recunoscătoare. Știu că ați făcut același lucru și pentru litere românești, deși din tristă experiență a unei triste tranziții sunt mai sceptică asupra capacităților societății noastre, traumatizată de coșmarul suferit de a-și aminti. În orice caz, lucrarea dumneavoastră reprezintă un remediu ales împotriva amneziei. Deci asta e, de fapt, toată opera, toată misiunea, un remediu împotriva amneziei. Și zic eu acum, în acest cadru în care noi ne aflăm, că avem noi o datorie. Încercarea de astăzi este aceea de a-i oferi în dare cunoștința noastră cărturarului. Dar eu, documentându-mă, citind despre el acum în preajma acestei zile, am constatat că pe cea mai mare enciclopedie digitală care există, Wikipedia, datele despre el nu sunt actualizate. Deci există și de-aia mă bucur că este Alice. Alice răspunde de enciclopedia României. Vă spun sincer. Păi, nu știu cine a scris. Da, sunt de la SATCOR. N-are nici fotografie. N-are nici fotografie. Și atât măcar să existe acolo actualizate, sigur aveți autoritatea să o faceți cu misiunea dumneavoastră, ca să vadă cei care pot citi și în franceză și în engleză ce fel de om ne-a legat pe noi cu lumea, cu noi înșine și cu lumea. Și eu mă gândesc că o instituție de cultură sau o școală de înfărticină ar trebui să-i poartă numele. Obligatoriu. Asta, deci sigur, a fost o personalitate fabuloasă. Sunt școli care nu au patroni spirituali de această valoare. Deci ăsta era gândul meu ca dumneavoastră să puneți acolo ceea ce trebuie pentru actualizare. Vă mulțumim de că suntem astăzi. Profesor Bulbarda nu poate să nu intervenim pe doamna. Scurt, foarte scurt. Să rămână doamnă și domnilor. Bună ziua, domnilor. După mari oratori, marile oratoare, se spune că este foarte greu să vorbești. Mie îmi vine ușor totdeauna, da? Să vorbești după nevastă, eu le-am mai dificil. Am învățat să vorbesc cât mai puțin. Sau în cel mai bun caz să tac și să plec. Nu fac treaba asta. Ascultând aici aceste informații utile mie, știam multe despre acest om de valoare, Eugen Dimitriu, am scris un cadret. In memoria Eugen Dimitriu, prin toate ce a făcut, ne luminează ca un sfeșnic înțelepciunea unui om tăcut, va îndruma cultura veșnic. Da, ne întoarcem spre ai noștri, noi și ai noștri, da? Domnul inginer, ex-primar și reprezentant al liberalilor, frumos, și al nostru, al tinereții noastre. Da, mulțumesc, doamna profesoare. Nu rangul public mă face prezent astăzi aici, să știți, ci pur și simplu momentul ca atare. Invitația organizatorilor și în mod special a doamnei profesoare, Mioara Gafencu. Și am a vă spune, sunt lucruri oarecum inedite, m-am gândit să vi le spun sau nu astăzi aici, lucruri pe care nu aveți de unde să le știți. Nu întâmplarea face că Eugen Dimitriu s-a cunoscut cu tatăl meu. Au născut în același an și nu poate, eu știu, poate mult spus prietenie, dar au avut de discutat împreună, mai ales că e mai legat ceva care, și anume, nu prietenia cu regimul de dinainte de 89. Țin minte că odată
Tata i-a împrumutat niște bani, tatăl meu, o bucată de vreme, bună bucată de vreme, a fost dascăl la biserică și i-a spus cu Coale Eugen, ai grijă cu banii ăștia să știi că sfințiți. Îi răspunde domnul Dimitriu, Coale Vasilică, să dea Dumnezeu să se mulțească la mine ca să-i pot da înapoi. Mi-au rămas întipărite memorii lucrurile astea. Ani au trecut, am ajuns în fruntea obștii fărbicinene și tatăl meu s-a stins ca imediat după ce am ajuns acolo la primărie. Și într-o bună zi mă trezesc cu cine la primărie, cu domnul Eugen Dimitriu. N-ai cum, dacă semeni cu taică, tot trebuie să mă primești oricând aici la primărie. Se poate? Era o adevărată enciclopedie vie. Un om cu care puteai discuta absolut despre orice. Și despre vreme, și despre sport, și despre politică, și despre de ce așa a fost, ce este și ce are să fie. Mare bucurie să știți că m-a bătut câțiva ani la cap în sensul bun al cuvântului. Ce faci cu muzeile astea de înfărbicent, dar în special cu galerii? Am reușit până la sfârșitul mandatului meu să aduc în starea actuală galeria Oamenilor de Seamă și țin minte atunci m-a spus să mă chem pe mine când e gata, înainte de a veni popa cu aghiazmă. M-am conformat. O chestiune pe care n-am reușit să o duc la capăt, așa au vrut vremurile, lucrurile au evoluat într-un anumit sens la vremea respectivă și anume ajunsesem la o oricare înțelegere, vrea să vină înapoi acasă. Și începusem chiar să caut pe aici o locuință, un apartament, să se întoarcă acasă la Fălticeni și pur și simplu n-am mai fost să fiu. Așa că și din punctul ăsta de vedere și din toate celelalte, dacă ar fi, eu știu să-l caracterizez așa pentru un singur cuvânt, cred că cuvântul de cărturare e cel mai nimerit. Un om cu multă citire de carte, cu scociorâre prin carte, cum îi spunea, îmi plăcea lui să spună, nu trebuie să scociorez câte vreme, și cu scriere de carte. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Și un gentleman, cum zice domnul... Adevărat. Și cuvinte de bine pentru cei care ați organizat momentul de astăzi și până data următoare, toate de bine. Mulțumesc! Mulțumim un moment de relaș cu poezie, ne prezintă tot. Eleva mea, Darea Tăcuț, s-a pregătit pentru ziua de astăzi. Cu Eu nu strivesc corola de minune a lui Lucian Blaha. Eu nu strivesc corola de minune de Lucian Blaha. Eu nu strivesc corola de minune și nu încerc cu minunea. Hai, Lucian, mulțumesc. În om, în flori, pe grânzori mănâncă. Lumina altora sub umăbraja necătrunzului ascuns, în adâncimi de întâlnire. Dar eu cu lumina mea spăresc ca lumii tale. Și-n tocmai, cum curazele ei are de luna, nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare, taină minunții. Așa îmbogățesc și eu într-o cu largi fiori de sfânt mister, că tot ce îl înțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mult, sub ochii mei. Căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și mâini. Nostru al tuturor, gestul spontan de a aplauda, dovedește că domnul Eugen Dimitriu este aici cu noi. Alexandru Livadaru vine acum ca să încheie programul nostru cu... Noi nu încheiem. Cu dans ungar de Jonas Brahms. Thank you.
aici, la stațiune, și ne intersectam pe Bulevardul 23 August, cum se numea atunci, și mă întrebam cine este domnul acesta, o siluetă, precum o statuietă chinezească, bine dăltuită. Veșnic o servietă enormă în mână, se grăbea, dumnealui mergea spre stațiune, eu o luam spre centru, mergeam la spitalul de copii. După ani și ani de zile, într-o bună și frumoasă zi, tot nu știu să vă spun exact când, a venit la mine verișorul meu, care a lucrat la stațiune ca și contabil șef, și mi-a adus un dar. Zice, iată ce ți-a trimis domnul Dimitriu. Eu am făcut ochii mari și am întrebat, dar ce-am făcut ca să merit? Și o să vă citesc din articolul pe care l-am publicat după aceea, pentru a-i mulțumi domnului Eugen Dimitriu, și pe care l-am... aici am ajuns la doamna Cafenca. Așa, scrisoare de mulțumire. A dărui fără motiv. Ce poate fi mai frumos, mai minunat, atât pentru cel ce dăruiește, cât și pentru cel care primește? Plecăciune mult stimate, domnule Eugen Dimitriu. Da, plecăciune, adâncă plecăciune, pentru gestul dumneavoastră. Nu cred că voi găsi cuvintele pentru a descrie ceea ce am simțit atunci când am primit darul prețios trimis mie de către dumneavoastră prin intermediul domnului Mihai Jitaru, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră nu mă cunoașteți. Mi-au dat lacrimile. Eu vă cunosc de mult, de când locuiați în orașul Fălticeni, dar mai ales vă cunosc din scrierile dumneavoastră, pentru că am fost mereu prezentă atunci când v-ați lansat aceste cărți și multe dintre ele se află în biblioteca mea. De asemenea, mă voi simți onorată să dau curs invitației dumneavoastră de a vă vizita, lucru pe care l-am făcut și am și scris iarăși un articol. Lumini bucovinene, da, e drept că am citit aceste două volume, dar am făcut-o în grabă, așa cum se întâmplă atunci când le ai împrumutate de la altcineva. Acum însă voi avea posibilitatea să le studiez și le aprofundez după cum vreau eu. Un album al viselor frumoase. Ce mult mi l-am dorit. Acum îl am, este al meu, îl pot răsfoi în voi ori de câte ori voi dori să-mi amintesc de oamenii și casele pe care le-am știut cândva. 1400 de imagini reprezentând personalități fălticenene, dar și documente și clădiri. Printre personalități sunt multe pe care le-am cunoscut din cărțile de școală, altele care mi-au fost contemporane, foști profesori, dar și rude sau cunoștințe, clădirile care au existat cândva, dar și cele care mai există încă și care îmi trezesc atâtea și atâtea amintiri. Stimate domnule Eugen Dimitriu, nu știu dacă vă voi putea mulțumi vreodată îndeajuns pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o, dar vă asigur de tot respectul și gratitudinea mea. Opera dumneavoastră este atât de densă, de cuprinzătoare, de amănunțită, încât ne arată nu numai talentul scriitoricesc, ci și dăruirea dumneavoastră totală în ceea ce faceți. Cred că ați fost hărăzit anume de către Dumnezeu cu această tenacitate și putere de a cerceta și afla amănunte despre viețile celor ce au însemnat atât de mult pentru acest meleag. Voi adăuga doar atât. De câte ori vorbeam cu dumnealui, întotdeauna din discuții îmi dădeam seama că, de fapt, dumnealui locuiește în Suceava, dar sufletul lui este la Fălticeni. Pentru că mereu îmi spunea, dacă de la primărie mi-ar da un apartament în Fălticeni, m-aș întoarce oricând aici. Dar așa cum au spus și alții, nu s-a mai putut întâmpla. Sunt atât de fericită să particip astăzi la acest eveniment și mă gândesc că și domnul Dimitriu se bucură acolo unde este. Este cu noi aici. Și este și acolo.
unde ne privește, se gândește la noi și ne trimite salutări, multă sănătate și probabil că mai scrie ceva și pe acolo. Am primit cu toții atâtea lecții de viață frumoasă de la domnul Dimitriu și de acolo din lumea lui de sus. Sper că se bucură că ne-am întâlnit acum. Această întâlnire este atât, duminicală este atât de frumoasă. Vă auzim mai cu stareță. Doar pentru faptul că așezarea a primit așa un loc onorant în față, probabil că te și obligă. Așa am vrut să fim față în față. Da, mulțumesc foarte mult. Cer iertare că am întârziat, dar eram în fața unui grup imens, erau trei grupuri odată în fața Icoanei, Maica Elena m-a aștepta și a venit un semnal, întrebare, mai mergi la Fălticeni? Și le spun celor, era un grup de București, un grup de copii, încă toți acolo și zic, da, trebuia să merg la Fălticeni la o activitate culturală. Dar și aici este o activitate culturală și toți s-au bucurat de aceasta, regret că nu am putut să fiu, să sor toate cuvintele de la început. Nici nu vă dați seama, împărtășesc cu dumneavoastră o emoție foarte specială aceste zile și consider că invitația de a fi aici, mulțumesc doamna profesor, ați fost de atâtea ori cu noi, cât sunteți ale noastre, da, întotdeauna. Concretizarea de a fi astăzi mai ales aici cu domniile voastre, pentru mine are și rolul de dar, un dar special de la Măicuța Domnului, pentru că cu această dată, în altul Pimen, la care ne-am gândit noi, ascultând balada pe care știm că o iubea cu toții, a semnat numirea la cererea, la dorința expresă și îndemnul, la voința fermă a Măicuței noastre starețe, a semnat numirea mea în postul de stareță, succesoarea Măicuții starețe. Deci cu această dată, de 1 octombrie, și de acoperământul Maicii Domnului, așa că să fiu aici, într-un moment de cultură, eu consider că este un alt fel de dar al Maicii Domnului pentru viața mea, care este plină de bucurii rânduite de Dumnezeu și de Maica Domnului. De asemenea, mă consider onorată de faptul că și eu am fost la atâtea momente în care se lasa câte o carte, ce carte, volume, de ale domnului Eugen Dimitriu și mă gândeam că dacă generația de astăzi, de copii, oarecum, îi înțelegem, nu un spirit de judecată, ci parcă au o anume reticență de a mai manifesta, de exemplu, ceea ce ne-a mobilizat pe toți să fim aici, aducerea aminte despre personalități ale trecutului, poate că n-ar fi rău ca un om care tocmai a fost printre noi până nu de mult, poate un om mai aproape de zilele noastre să fie mai curând făcut să fie îndrăgit și luat ca exemplu de către copii. Presupun că și aici vin cadrele ce aduceți grupurile de copii pentru educație, pentru orele de limba și literatura română, pentru că știm că lor le este greu acum, nu le mai place să citească pe Sadoveanu, pe Creangă, pe Labiș, pe așa, dar n-ar fi lipsit de interes, s-ar putea să aibă succes o aducere în atenția copiilor a unei personalități a orașului care tocmai a fost printre noi foarte de curând. Ceea ce m-a impresionat la domnul profesor Eugen Dimitriu este că am simțit cu toții că era, cum se zice, șoarece de bibliotecă, adică meticulozitatea domniei sale de a se apleca asupra oricărui studiu pe care îl făcea este un exemplu pentru absolut toată lumea care dorește să facă ceva și mai ales când este ceva livresc. Și mai mult decât atât, m-a impresionat când am aflat cu prilejul unor alte întâlniri la Suceava, că de fapt noi ne-am întâlnit cu dumnealui la Biblioteca Bucovinei, la lansări de carte și era o figură cum, ca de statuietă chinezească, era un om extrem de zâmbitor, de fapt era ca un copil care zâmbește, un copil de 90 de ani și de fapt omul acela pe care eu cel puțin l-am văzut numai zâmbind și
bon om cu toată lumea, nu mai vorbim de ce cavaler, ce ținută elegant avea, ce ținută se prezenta, omul acela a suferit, omul acesta a suferit în beciurile de sub judecătorie. Deci aveam să aflăm într-un alt context. Și deci am avut un șoc, adică așa o iertare a manifestat, nicio undă de amintire, de referire la faptul că au fost și Andrei, în modul dumnealui de a se manifesta liber când ne, la astfel de întâlniri. S-a părut extraordinar, chiar și de n-am ști că se ruga, știm că era foarte credincioși, chiar și din această manifestă iertare a celor care i-au umbrit sau i-au... Da, i-a umbrit viața, dar de fapt l-a încununat, pentru că se știe că în orice suferință, de fapt atunci, prin suferința pe care o rădăm pe nedrept, de fapt primim răsplată de la Dumnezeu și nu pentru bucurii. Bucuriile, da, sunt bucuriile, le trăim în tot cu dumnezeirea, că Dumnezeu este iubire și Dumnezeu vrea să fim fericiți, da, fericiți întru Hristos. Da. Mulțumesc foarte mult și sunt impresionată că am șansa de a mă fi înfiat în Bucovina. Sunt nemțeancă, de fapt, sunt de lângă Mănăstirea Bălate, dar de 41 de ani trăind aici, până la 19 ani am fost nemțeancă, de 41 de ani trăiesc aici în Bucovina, așa că, dar aici e trecerea. Însă spațiul acesta este extrem de rodnic pentru noi și spațiul de Moldova de mijloc la fel pentru istoria țării. De fapt, domnul Eugen Dimitriu abia acum te spune, adică dorința sa de a veni acasă s-a împlinit. Că acum nu mai ține de un anume spațiu, de un anume buletin. Dânsul este și la Fălticeni, este acasă la Fălticeni. Exact, dar de fapt, prin modul acesta de a fi evocat, el este acasă deja. Vă mulțumesc! O după-amiază foarte frumoasă, la care îmi permiteți o singură amintire să adaug și eu, pentru că întotdeauna mi-a rămas aici pe ecranul vizual, dar și în suflet. De câte ori am mers la domnul Dimitriu, numeram orele în așa fel încât era o luminozitate specială în camera dânsului. Și acolo, în zona dumnealui, sunt foarte mulți porumbei. Și se vedea veșnic, cred că toate doamnele au constatat treaba aceea, se vedea veșnic zborul acela și se proiecta pe peretele dumnealui. Și viața domnului Dimitriu a fost un zbor, un zbor frumos, împlinit, pentru că dacă n-ar fi fost așa și n-ar fi fost inima generoasă a dumnealui, poate multe din exponatele necesare nu ar mai fi fost aici în muzeu. Și aș vrea să vă spun că alături de doamna Eleonora am izbutit un lucru extraordinar. Să-i găsim locul nu numai în mormânt, ci aici. Pe panoul acesta pe care cu greu l-am izbutit, pentru că ne-a ajutat în această altă prietena noastră, doamna farmacist Mitocaru, încât eu cred că maestru și Alex categoric și cred că aici și-a găsit locul în veșnicirii. Pentru că toată lumea se va opri la acest panou și va vorbi de omul care a fost Eugen Dimitriu. Abia acum spunem ca poetul latin, nu a murit între. Vă mulțumesc foarte mult pentru bucuria de suflet pe care ne-ați făcut-o venind cu toți aici, fălticineni, succedeni, franțuzi, voronețeni, mălinari și așa mai departe. Și Maria Tănase o să ne delecteze cu o baladă pe care o dedică frumos celui care a fost cărturarul
și prietenul nostru de întotdeauna, Eugen Dimitru, după care o să se rugăciune pentru memoria domnului său, cum ar spune mai curta, de suflet. Bună vremea tuturor! Eu m-am întâlnit de dimineață cu domnul Eugen în Sfânta Liturghie, pentru că s-a născut la așa o zi mare și cum nimic nu este întâmplător, tot în această zi mare s-a născut și doamna Mărioara Mărulescu. Pe domnul Eugen l-am cunoscut când a venit doamna Comișel pe aceste meleaguri și am răspuns cu bucurie acestei invitații, pentru că îi plăceau mult baladele. Am să încerc să vă cânt o baladă, eu sunt plin de la biserică. Puiul n-ai flautul la tine? Tocmai azi nu l-are. Că îmi ținea un... Deci, nu întâmplător, acești doi oameni, de numai Popor și poate mai și alții, astăzi sunt și acolo împreună și astăzi sunt chemați și aici, de noi. Am să încerc cu tehnica asta care eu nu o stăpânesc foarte bine, dar am nevoie. De o tonalitate. Lună de mari, lună de mari, soacra-i mânioasă tari, când ora nu-i oveși. Eu adus o străină, lasă-i Ionicul unia, cât o chemată, cât în ea, mergi la slujbă împărătească, nora, las-o în grija noastră. Ion Catan a plecat, soacra Nora și-o luat-o printre flori, plângând o dus-o și-ntr-un beș negru o închis-o. Putrizăști, ori te-i usca, Ion, nu te-a mai afla. Acasă când a venit, alătând nori, mi-a mult ovremuit, Ion acasă o venit. Unde-i mamă e măstuța? O muritu sărăcuța. Sub șalmărul din livad, Ion plânge îndurerat, dar aud un suspinat, suschinat și plâns ușor. De la nevastă odor. Ioani, Ioani,
scoate. E un beșo dărâmat, dar nevastă n-o aflat. Ioane, Ioane, nu ca ta, pimini nu mă-i afla. Din și am fost frumoasă, am o snică întunicoasă. Cât de temut și m-am temut, nititică m-am făcut. Și de plâns și de oftat, cărmița mi s-a uscat. De bătut și m-a bătutul. Șolanii ni le-au ruptu și mi-au rămas coastele. Sunt și chișoarele. Amintirea domnului Eugen Dimitriu, precum amintirea baladelor și permanența baladelor în viața noastră și a cântecului popular, care ne vorbește de greutăți, dar ne încurajează să mergem mai departe.
Și vă mulțumesc și vă sărut pe suflet împreună cu Nora, pe toți cei care sunteți aici și pe, repet din nou, repet, oricum din nou, încă o dată salut prezența doamnelor de odinioară de la bibliotecă prin doamna Dascălu, prin Adriana. Mulțumesc plecăciune măicuțelor, doamnelor de la Suceava și domnule Severin Carcasone are o retrimitere spre zona în care trăiește doamna Camelia, care a dus numele românesc dincolo, în apusul Europei și pentru aceasta îi mulțumim. Mulțumim părintelui și doamnei apostoli care au venit mai târziu, dar au venit cu aceeași dragoste, pentru că cunosc atât de bine din trecutul localității și întotdeauna ultimul drum a fost la biserică pentru fiecare de noi. Și mulțumim domnule exprimar și mulțumim colegilor noastre și tuturor. Nora, noi am izbutit să facem acest lucru și să nu uitați că a fost o luptă. În spatele unei femei puternice este un bărbat și mai puternic. Da, asta e. Care aduce și scaune. Da. Mulțumim și mai puternic. Păi, gândim la o plăcintă. Nora, de la București. La o plăcintă. Unde e plăcintă? Plăcintă, doamnă, te rășim aici. Istoria unui plăcintă. Dacă nu vi-l dăm pe domnul Severin, bine, putem. De prietena mea, de pe Facebook.